Comisia de numărare a procedat la numărarea voturilor exprimate în cel de-al doilea tur de scrutin cu privire la alegerea președintelui Senatului. S-au constatat următoarele. Din totalul de senatori de 136 și-a exprimat votul 134 de senatori, dintre care două voturi au fost nule. Domnul Teodor Viorel Meleșcanu, candidatul propus de grupul parlamentar PSD, a obținut 73 de voturi. Alina Ștefania Gorghiu, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 59 de voturi. Ca urmare a faptului că a întrunit la al doilea tur de scrutin votul majorității senatorilor prezenți, este ales ca președinte al Senatului în conformitate cu prevederile articolului 23 din regulamentul Senatului Republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul senator Teodor Viorel Meleșcanu. Felicitări!